Da. Cât se usucă tabla și eu n-am văzut subiectele, vedeți, vorbesc pe nerosta, dar vorbesc ca strategie a unui om cu multă experiență în la catedră și care are doar un singur interes când formulez un subiect, îl formulez într-o ordine, spuneam mai devreme, crescând a dificultăților. Adică plec de la subiecte ușoare, care se însemne ce? O stare de bine care se instalează sufletul tău, intrarea în mână și credința că reușești să-l faci pe tot, chiar că ți-a ieșit atâtea subiecte la început. Asta este strategia și pentru admitere la facultăți. Deci profesorii cu adevărat, care vor să afle de la copil cât de bine stau în momentul respectiv, așa fac subiectele. De la ușor la dificil. Urmând ca ultima chestiune să fie cea foarte dificilă pentru a face departajare între copii. Da? Ei bine, dacă fac cum voi deja v-ați obișnuit că ar trebui să fie subiectele în ordine asta plasate, exact. Ați zis așa, ăsta e primul subiect, hai să-l fac. N-ați mai citit celelalte subiecte de rețea că aveți acces mult mai ușor. Da, vorba mea, deci, mama, dacă pe primul nu știu să-l fac, înseamnă că clar nu mai știu să-l fac. Asta este o strategie. La testul de la 7, Din alte experiențe, din poveștile altora, ca noi să nu mai fim victime acestui lucru. Deci, eu am înțeles. Profesorul a venit cu un prim subiect care a însemnat consum de timp. Da. Da, consum de timp. O strategie foarte proastă, o spun de la bun început. Da. Două. O strategie foarte proastă care s-a însemnat ce? Dezarmarea voastră. Nu mă să vă facă să intrați în subiect. Cei care au picat în capcană s-au anulat. Sau că picat mult, au zis. Da, păresc că este o chestie de psihologia rezolvată. Ei bine, vă povestesc acum o chestiune care mi s-a întâmplat mie ca student. Învățați din ce vă spuneam. Eu am venit la cel mai puternic liceu din județul Bacău, Odul Turcului, deci, un liceu de 2 lei. Și când am ajuns la facultate, m-am speriat. Deci eram cel mai bun acolo, dar îmi dădeam seama că nu sunt la nivelul la care ar trebui să fiu, pentru că nu eram la olimpiad de la faza județeană, asta că trăgeam de profesor. Hai să mergem și noi de profesor. Hai să mergem și noi. El nu trebuia să ajungă cu mine pe aici, când perdea timp. Și când am ajuns mă tot la facultate, eu și la vedeam seama că la olimpiade nu făceam. Și dacă nu făceam, înseamnă că nu eram de talia cei ce înseamnă acolo. Eram cel mai bun acolo, dar acolo. Ei, când am ajuns la facultate, am avut șoc. Șoc. Pentru că m-am trezit într-o situație extraordinar de grea. Doar m-a încercat ideea să abandonez facultatea. Înainte de la sesiunea din ea. Am venit în vacanță, urma ca după vacanța de Crăciun, de sărbători, să intrăm în sesiune și aveam un bun prieten, i-am spus, zice, eu abandonez matematica. Cum ești nebun, cum să faci asta? Băi, nu am cum, că nu poți face față. Învățam și nimic nu înțelegeam. Deci, credeți că vă spun lucru, că spun o toată. Deci, învățam și nimic nu înțelegeam. Și a zis, nu, tu ai o forță. Atunci, la vorbele lui, ai o forță aproape greu de închipuit. Ai un stil de a munci care dărâmă pe oricine. Stai liniștit că faci față. Te duci înapoi. Eu venise cu gândul gata să nu mă mai duc și mă pregătesc să mă duc la Politehnică. Mă pregăteam cu fizica. Fizica îmi plăcea foarte mult. Mă duc la inginerie, matematică, știu cât să iau admitere, mă duc în program. Asta e facultate foarte grea. Ei, atenție și vă spun acum.
M-am întors, m-am apucat de treabă și am învățat doar 6 ore sau 7 pe, din 24 nu învățam. Cât să stau la masă și să dormim 7 ore, mai atent pe mine. Rest, trăgeam, derupeam pământul. Și am ajuns la examene, într-o următoare situație, la unul din examen, la analiza matematică, n-am spus niciodată. Aveam o teoremă în cursul 27, o teoremă care se întindea pe vreo 2 pagini. O teoremă lungă și foarte dificilă. Și atunci eu am spus, băi, pe asta o las la sfârșit. Am să învăț toate cursurile care le aveam acolo în sfârșit, dar pe asta o las la sfârșit. 27 sau 17, cursul 17, nu mai țin minte. Bine. Și am făcut asta tot timpul și tot am insistat, am pregătit. Dar am pregătit cursul într-atât încât nu vă închipuiți, știam la virgulă tot, dar înțeles, nu memorat. Cum se mai întâmplau și la matematică, erau colegi care memorau acolo niște cursuri. Când am, în ziua, am zis așa, în seara asta, mâine am examenul. Mâine dimineață mă scol dimineață, eu sunt cu cursul, am timp și fac teorema aceea. Dar mi-a zis, hai să repet întâi cursul, încă o dată. Și nu mai rămas timp, n-am mai putut să merge. Am dus la examen. Și aia m-a căzut. Deci, am tras biletul și exact aceea chestiune. Două de teorie și una de teorie subiectul acela, o altă teorie, o chestiune de teorie și una de practică, înghesiți-o. Și acum zic, ce să fac acum? Ce să fac eu? Teorema aceea era foarte tare, foarte grea. Eu nu știam nici enunțul. Nici de cam, nici de enunțul. Zic, fac aplic o strategie. N-am decât varianta asta. Mă duc cu subiectul al doilea. Era și primul subiect. Deci profesoara când mă începea discuția cu mine, spunea, poftiți, primul subiect. Normal. Eu trebuia să spun, nu primul subiect, al doilea. Al doilea. Încep cu al doilea. Da, da. Am o chestiune când mi-am așa și pe al doilea, îmi permiteți? Da. Da, da. Cu gândul că poate uită. Atenție, poate uită de subiectul primul. Prim. Chiar am 6 la tablă, pe tablă, cele care au la amfiteatru și fiecare lucra acolo se poate uita, că la 6 la... Și eu am o putere de concentrare maximă la momentul de stres. Deci asta nu mă bag în panică, nici o clipă. La acum sau niciodată. Și atunci, atunci... Ați dat tot. Da, dau totul la momentul acela, exact în atunci, a fost momentul cu invenția, cu stupul, plângeam, stăteam în genunchi, am țipat la Dumnezeu. În toată ființa mea și atunci Dumnezeu mi-a pus în cap ideea asta cu eu stupul. Că mă întorc acum. Și la momentul când am terminat primul subiect perfect, al doilea subiect perfect, cel de eghesițul perfect, m-am dus în carnetul. Profesoare. I-am văzut, deci m-am dus, zice, domnul student, oar student, știți, mai aveți subiectul 1. Ha. A, da, da. Acum m-am dus la tablă. Ce să-ți fac, dar nu știam nici enunțul nimic. Da, ce s-a întâmplat? Doamna, iertați-mă, dar am văzut la un lapsus, la un moment, mi-a scapat enunțul. Mai nu se poate. E teorema aceea. Dar eu mă uitam la ea așa. Fie nu știu ce începea să spună teorem conținutul, gândind că dacă îmi spune primele cuvinte, așa, jumătate din teoremă, eu o să pot continua. Nimic. Și cu mine o renunță corect. Și mi-o renunță complet. Hai, eu acum zice, apucați-mă. Mulțumesc, m-am apucat. Atenție ce am făcut. Am aplicat cea mai tare strategie, dacă eu știam tot cursul. Asta era un băgat în interior acolo și am zis că pe o problemă de matematică o fac. Ce să dă? Ce să cere? Ați văzut la geometrie, eu de multe ori aplic strategia asta. De fapt, aplică strategia aceea care aplicați-o și atunci. Exact. Am stricat toată ipoteza. Tot am scris despre ipoteză și s-au putut și nu s-au putut. Concluzia. Am stricat-o și pe ceea cât am putut. Și nu le-am lipit aici. Am fost la mâna.
Deci nu s-a lipit. Da. Păi, băi, aveam două table scrise. Două table scrise acolo și lipitura asta nu o vedea. Ne? Deci, cum ea s-a uitat, ce pot să uite? S-a uitat, s-a uitat, bă. Toți studenții, de unde ați găsit teorema asta? De unde ați găsit demonstrația asta? În ce culegere, când nu era cunoscută. Era creația mea atunci. Păi zic că, știți, am găsit-o în... M-am zis și eu niște... Niculescu, Roșculescu și... Nu există ce. Că el știa tot despre tot ce era publicat până la vremea aceea în literatura de matematică cu teorema aceea. Deci niciuna ce încercam să-i spun, niciuna, nu e adevărat, nu e acolo, nici cea din cursul meu, nici cea din cursul meu, cum am dat-o eu, nu. Păi, ai bună? Așa i-a zis? Ai bună, doamna? Am pus-o în încurcătura cea mare, că ar trebui să urmărească, că nimic nu era scris prost. Că totul ce-i făcut să stricasem ipoteza, o stricasem cunoștință de cauză. Pe baza cunoștințelor de urmă. Corect. Până la palogram. În palogram, păi da. Dar vreau să-l îmbătrățesc, să-l zicești. Și am scris toate chestiile. Toată teoria. Tot despre palogram, nu? Da. Tot ce era acolo, de urmă, tot ea știu. S-a scripit acolo, ce? Și la sudură am tras și orea acolo. Și acum, văzând de așa, și uitându-se, ghicește, vede că... Vezi. Da. Că eu n-am făcut așa într-o ordine tot. Am stricat ipoteza cât am putut, am stricat concluzia în partea asta și lipitura s-a pus la mijloc, că nu-i bună. Înțelegi? Așa și s-a prins. Și atunci i-a zis și da, da, și nu se leagă. Nu se leagă, nu se leagă, zic, da. Da, eu am muncit, dar mi-a dat nouă. Super! Domnul profesor, super! Dacă nu, cât vă dădea, dacă nu... La un 6. Dacă la un 6. Cine așa? Da, pentru că era un subiect cu încărcătură mare. Deci ceva sau nou, domn profesor, ceva când a sipit-o bine. Da. Am avut și alt subiect. La al doilea examen, unde mă stăteam foarte bine pe poziții, era o disciplină nouă. Prima dată abordam și acolo n-am avut din urmă goluri și a fost pentru prima dată întâlnirea. Am făcut-o de 10, n-aveam treabă. Și m-am trezit că m-am luat sesiunea. De ce nu? Hai de mine, colegul meu avea dreptate. Tu ai o forță extraordinară. Corect. Atunci am început să cred cu toată ființa mea în mine. Și am spus, tot handicapul ăsta de la asta de podul Turcului, tot handicapul de podul Turcului este înlăturat de mine. Nu mai sunt studentul de mâna a doua. Dar nu mai sunt. Sunt unul dintre studenții buni. Mă pot băga acolo în grupul lor. Deci mi-am făcut un fel de a mă așeza într-o poziție care să nu mă am un complex. Eu plecam cu un handicap foarte mare. Am înțeles, domnul profesor. Vă simțeați interior? Sigur că da. Când mă uitam în stânga și în dreapta și ce... Ce caut eu aici? Ce caut eu aici? Corect. Aveam noțiuni care nu întrebuse niciodată de ei. Și eu dădeam la matematică. Mă trebuie să mă bat cu toți care intrau în competiție. Eram trei pe loc. Asta trebuie să o învăț și eu pe Miruna, domn profesor, pe stres să se mobilizeze. Nu e simplu. Depinde de structura ta. Depinde de cât de mult ai fost fortificat în bătălia cu viața. Atenție mult. E vorba nu de a comunica niște repere ca să stai într-o anumită situație, într-o anumită formă. Felul în care viața te-a maturizat. Da. Cum ai fost nevoit să ieși din tot felul de încurcături. Da? De timpuriu. Eu am avut niște cozii foarte vitrege. Dar cele m-au fortificat, am ajuns să stau... De aceea, uneori, copiii foarte abandonați. Da, greutăți de acestea. Exact, ei reușesc. Acesta îi așează într-o formă exact. Care în viața nu-i poate, dar deoparte. Chiar devin lideri. Da. Dintr-o astfel de luptă. Da? Și chestia de corectitudine și toată așa, am avut-o cultivat așa în mine, de mic. Pentru mine falsul este cel mai grav lucru care se produce. Minciuna nu pot accepta. Și Miruna, corectitudinea și ea e dar, atenție, mă încarc
cu informații, cu puterea de a duce bătălia, cum vedeți, cu întreg sistemul. Ori nu la îndemn să la luptă și să sacrifici tot. Deci eu, în continuare, sunt cel care sacrific tot pentru o idee. Numai așa poți să atingi performanțe. Așa mă întorc. Învățați din povestea mea că soluția e tenacitatea, încrederea în tine. Da, dar n-a fost dificil, o să vedeți. Și atunci, hai să spunem. Zicem, adică dacă am lucrat noi aici, aveau tot spus, știi? Da, da. Teza Mirunei, sau cum vrei. Da. Da, așa zicem. Teza. Am zis teza lui Tudor, acum îmi trebuia Mirunei. Teza Mirunei. Clasa 7-a. Clasa a 7-a. Cu mama prezent. Da? Minus 19 pe 63. Cum? Minus 19. 1, nu? Subiectul 1 s-a pus. Da. Minus 19 pe 63 plus. Deschideți o paranteză rotundă. Minus 1,7 plus. 1,7. Plus 1 întreg și 1 pe 35 împărțit la 1 întreg și 13 supra 14. Închideți paranteza rotundă, împărțit la minus 7,46 în perioadă. Minus 7,4. 6 în perioadă. Deschideți o paranteză, o altă paranteză mare rotundă. Aici. Da. Plus 2,45 împărțit la 21 pe 55. Închideți paranteza rotundă, plus 3 la minus 2, ori 9, egal cu. Să vedem cu cine este egal ăsta, da? Da. Egal cu. Nu l-ai făcut acasă până asta acum. Nu l-ai făcut? Nu l-ai făcut. Eu l-am făcut, ea deci nu l-am făcut. Deci nu te-ai uitat la el de ciudă și de furie. Hai să-l facem acum de calitate. De ce? Care ar fi? Cât consum de timp avem? Poftim vorbește. Minus 19 supra 63, plus minus 17 supra 10, plus 36 supra 35, împărțit la 27 supra 14, împărțit la minus 746 minus 74 supra 90, 46 minus 74 supra 90, plus 245 pe 100, împărțit la 21 pe 55. Nu mulțim cu 55. Da, pe 21. Da. Plus 1. Închidem paranteza. Plus 1. Închidem paranteza sau plus 1? Hai să facem acolo. Plus 1 supra 3 la 2 ori 9, 1. Da, plus 1. Egal. Egal cu minus 19 supra 63, plus minus 17 pe 10, plus 36 supra, nu, 36 supra 35, da, ori 14 pe 27, opa, 27, ținem paranteza, împărțit la minus 746, am făcut 746 minus 74, nu? 46, 2. 2, 4 minus 10 minus 73, 4, 7. Da, 6. Minus 6, 7. Minus aici, în față, în direcție. Nu? Așa? Da, pe bine. Pe bine, serios? Păi, sigur că e minusul aici lăsat și nu mă afectează scăderea asta. Da, eu am făcut minus 74, minus 74. Păi, dacă am făcut chestia asta... Și îl lăsăm în față. Minus, trebuie bună. Ai înțeles, Miru? Bun, hai. Haideți cu conferanță, haideți. Supra 90. Supra 90, da, stați puțin, stați puțin. Supra 90 plus 155, o simplificăm. Da, o simplificăm prin 5. Așa. Face 20. Da, 20. Și 11. Da.
45 cu 21. Da. Cred că prin 7. Mama. Ce vrei? Da. Dar nu mai țin minte. Da. Formula. Ah. Da. 724 de 307 de 21 și 35, Mirna, ești repede. Da, da. În 35 de 5 ani. Și aici rămâne 3. Da, 35, așa, merge și ani, nu merge, da, și... Aici e 35 cu 20, Mirna. Aha, da, da, asta pentru că, da, 37 și aici 4, da, nu? Da, da. Și face cât în final? 77 supra 12. Aici e cât am zis, 7, 11, 77, supra 4, 3, 12, nu? Uh-huh. 12. Chidem paranteza. Sunt. Egal. Minus 19 supra 63. Da, până găsit... la dată nu mă prea minus. Da, 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 nici nu ne da 77 pe 12. Vă da mai mic? Nu, mai mic. Hai să vedem. Ce face telefon? Hai să vedem deoparte. 245 la împărțirea 2 și o mântă 245 supra 100. 55 supra 21. Supra 21. Bun. Ai zis. 245, așa. Prin 5, 20. Și aici 11. 245, 20. Da. 245 nu se simplifică prin 3, pentru că nu... nu prin 7 am zis Miruna. Prin 7? Da. Deci, 49 de acolo. Ce poți? 245? Prin 7 face... prin 7... 7 în 24 de 3 ori, 37, 21. Uh-huh. Și rămâne 35. 7 în 35 de 5 ori. Nu? Da. Și acum, 35 cu 20, simplificăm și face cât aici, prin 5, 7, și aici 4. 7 ori 11, 7, 7, și 4 ori 3, 12. Unde e greșeala? Nu știu, mi-a dat un păi, da, ce am simplificat? Dar simplificăm! Da, da, am simplificat. Deci eu am simplificat, deci 245, deci 55 cu 100 l-ați simplificat, 11 și da. 20, da? Da, da. După aceea eu cu 20, cu 245 l-am simplificat, prin 5. Bun. Prin 5? Da. Și ți-a dat cât? Și mi-a dat 49 sus și 49 și 4. Și 4. Da. 49 cu 21 prin 7. 49 cu 21 prin 7 nu l-am mai simplificat. Păi 7. Așa l-am lăsat. Dar 7 și 3. Nu l-am mai simplificat, l-am lăsat așa. Păi dacă l-ai lăsat, ai mulțit acolo și până la când simplifici fracția ca să faci ireductibil, tot acolo ajungi. Dar 49 cu 3 nu se mai simplifică. 49 cu... prin 7. Prin 7. Corect, eu n-am mai văzut-o pe asta. 49 și 9 care e aici, și 21 aici. Da. Și acum simplifică prin 7 și vine 7 și aici 3. Uh-huh. Deci numărul care e 77 pe 12, e ireductibilă. Da. Dacă vă dă simplificat, după ce mulțiți acolo și pierdeți timpul, iar simplificați și vă dă asta. Dar n-ai mai văzut simplificarea prin 7. N-am mai văzut-o prin 7. Nu se vede așa, așa se vede. Uh-huh. Așa s-a văzut. 49 cu 21. Invers nu se vede. Bun, și de aici ești în carcă. Mai greu, numitorul comun, pe timp. Exact. Da? Deci egal cu minus 19 cu 63, plus... Iruna, minus 17 pe 10. Plus minus 17 pe 10. Plus, să mi simplific așa aici. 36 cu 27 prin 3. Prin 9. Prin 9, da. 4 și 3. Da. Mai puteți simplifica ceva? Nu. Nu mai. Ba da. Ca 14 cu 35 prin 7. Da, 14, 14 cu 35, prin 7, da. Prin 7, și 2, 2 și aici 5. 5, corect. Și avem 8 supra 15. 8 pe 15, da. Da, așa mi-a dat. Împărțit la... În paranteză împărțit la... Aici amplificăm 12 pe 5. Că, nu, 5 cu 6. Mai putem simplifica Miruna așa, nu-mi place fracția asta, că nu e ireductibilă. Mm-hmm. Deci tot timpul avem grijă să ducem tot timpul după noi fracții ireductibile. Și atunci vine printr-un 2 și voi avea 3, 3, 3, 4, 6, 3, 3, 6, da, 6,
Și în jos 45, nu? Da, pentru cât îndoiați făcut, da? Îndoiați zis-o, da, 45. Acum aia trebuie să ajungi. 6, deci pentru 3. 9. Da, 9. Și aici 1, 3, 6, 1, 1, 2. 1, 1, 2. Și face 112 pe 9, nu? Da, da. Hai să scriu, minus 112. Plus 77 pe 12. Pe 9. Plus 77. Plus 1. Pe 12. Plus 1. Plus 1. Egal mai departe cu. Minus 963. Plus, amplificăm prima fracție cu, cu 3 și a doua cu 2. Corect. Deci cu 3 și cu 2. Da, și avem minus 57, nu? 51. Minus 51 plus da, 16. Da, plus 16, supra 10. Supra 10. Supra 30, mă. Da, supra 30. 30, mă, da. Împărțit la minus, aici... Așa e plus, mă, da? Plus asta. Da. Așa. Da, și acolo paranteza aia trebuie să închideți. Aici trebuie să închideți. Da. Dacă am pus minus 1 față, da. E de prins o dată, să o închid ca să nu fac nicio, să apare nicio greșeală. Uh-huh. Eu am băgat pe minus 51 sus, da? Uh-huh. Și atunci plus 1 rămase în fața linii de fracții și treaba bună. Așa. Și acum, numitorul comun aici este 36, cred că. Da. 4, 9, 3, 6, 2, da. Deci aici, la a doua paranteză... Aici s-au consumat timp, dar nu s-a simplificat. Da, 3, 6, da, mama, am greșit de oricum, 4, 4, și aici 3. Da. N-am mai simplificat. Și face... 4, 4, 8. Minus 448. Da. Plus 37, 21, 37, 21, 23. 231. 231 pe... supra 36. Da, supra 30. Plus 1. Egal mai departe. Minus 19 supra 63 plus minus 51 plus 16. Aici am făcut minus 51 plus 16. Da. Facem pe 3. Minus 35. Minus 35 supra 30. 35 pe 30. Împărțit la... sau ori. Ori 36 supra. Da. Minus 448 plus 21. Face, hai să facem una ca și cum ar avea. 47, 1, 1, 2. Minus 217. Minus 217, l-am pus aici. Da. Dacă pui în fața unei fracții, pui și paranteză. Da, da, da. Plus 1. Egal cu minus 19 pe 63, plus 35 cu 30 simplifică prin 5. Așa. Și o să avem 7 și 6. 7 pe 6. 7 pe 6. Minus 7 plus minus 7 pe 6. Da. Plus minus 7 pe 6. Ori 36 supra... 36, da? 36. Da, da. 36. Supra 217 plus 1. Și egal cu minus 19 pe 63 plus 6 cu 6 simplifică. 6 cu 3 6. 6 cu 3 6, da. Minus 42 supra minus 2. Auzi, Mirna, și 7 cu 217. Merge? Da, 7 în 21 de 3 1. Ah, da, aveți dreptate, domnul profesor, m-am gândit. Și 7 în 1, 7. 3, 1, da, 31, corect. Iar minus ori minus aici face plus, am terminat povestea. Și avem minus 19 pe 63. Da. Minus 19 pe 63. Plus 6. 431. Supra 31. 6 pe 31. Da, avem 6 ori... Oricine. Ne-am pus 7 pe 2, 7 pe 6. Pe 7 am simplificat aici. Da, nu. Nu, 7 pe 31. Ah, da, da, gata. Plus 6 pe 31. Plus 1. Și face. Numitorul 1 este 63 pe... Da. Nu, nu e 63. Nu. Dacă e de 3 ori. E 63 aici, da? De 2 ori. Dar nu, 62. Ar fi 62. Da, poate a fost 62, ia bine, nu a fost vădat. Nu, 63. 63. Atunci, 31 număr prim, nu are alt divizor. Amplificăm unul cu altul atunci. Atunci asta trebuie să faci, da. N-avem altă rezultat. Dar dacă ești ar fost dat deștept, eu l-aș fi dat în varianta asta. Cu... cu 62. Nu, l-am dat 63. Sigur, da? Da, e cu 63, da. Da. Eu n-am mai putut irreductibil la sfârșit.
Deci va veni egal cu minus 19 ori 31, minus 19 ori 31, dânul la profesorul a fost cu 62. Sunt obrejit, probabil. Sigur, că v-a dat așa ca să... Nu, dar eu spun așa, că așa a fost dat, așa a fost gândit de autorul ăla. Ca să fie aici ușor de făcut. Adică ce rost mai are să mai pierd timp aici? Când totul este făcut ca să meargă, să fie simplificabil, reductibil, să meargă frumos, deși numele sunt mari, este o greșeală, da? E bine, bine greșeala lui. 19 ori 31 plus 6 ori 63. Da, supra. Și plus, în luna de dată, plus 31 ori 63. Da. Plus 31 ori 63. Totuși, 31 ori 63. Eu nu mă gândesc să mulțesc. Egal mai departe cu... Nu vreau să mulțesc. Nu, nu. Urar aici, aș scoate pe 63 în factor comun și face minus 19. Minus 19 plus 31 plus 63 pe lângă 6 și cu 31. 63 ori 37. 19 ori 31 pare că a fost aici, nu? Minus 19 ori 31. Minus 19 ori 31 prima, da? Da. Plus 63 ori 37. Da. Totul supra. 31, 63. 31, 63. Așa. Ce? Egal mai departe cu... Dacă aș fi avut BAFTA acum, să pot să am aceeași număr bună, 31, 37, l-aș fi scos în factor comun. Nu-i. Și aici vreau să spun ca experiență, da. Nu m-a pus să mulțesc numele acolo să pierd timp. Da, ca să pot să... Da. Să mă rescrie mult de lucru. Da. Dacă ar fi fost, încă o dată, depend. Dacă ar fi fost... 62. Ar fi fost multiplul 31, scoteam pe 31 exact. Factor. Și ar fi fost altceva. Da, dar nu-i. Da, trebuie mulțim. Nu-i și atunci mai. Mulțim. Lucrul minus 19, minus 5, 8, 9. Da. Minus 5. 8, 9. Minus 5, 8, 9. 9. Și ce mai aveți acolo? Că eu am... Plus 63, 37. 63, 37. 2331. 2331 supra 1953. 1953. Acum că fac minus, nu? Păi 2331 minus cât? 589. 1742. 1742. Supra 1953. 1953. Și dacă... Dacă simplificăm și mie. Da. Dar eu am mers dacă... cu numele și mai mari, domnul. Da, păi acolo te obosești. Da, da. Tot așa. În final, aici dacă asta îi s-a numit reductibil, prin 2 numeri, prin 5 numeri, suma lor prin 3 se văd. 10 și 8, 18, atenție, merge 3 aici. Da, acolo deci mergea, dar sus, când vine aici, 8, 4, 12 cu 2, 14. Nu. Și acum încercăm dacă vrei să mai... Da, exact, să pierdea timp, știți? Da. Nu poți să vreau să așa, așa, nu, nu ai ție pe... Noi am, dacă n-am văzut acolo, chiar n-am văzut, nu știu ce, am lucrat cu numere mari, a fost o grămadă de mulțiri din păziți... Da, pentru că n-am văzut simplificările alea acolo, nici o mai am. Și au fost foarte multe calcule și le-am făcut chiar două pânde, că la unul mi-a dat un fel, la altul mi-a dat altfel, adică la aceeași mi-a dat foarte multe rezultate și l-am făcut de vreo 10 ori, ca să văd rezultatul. Și eu acolo, domnul profesor, am pus minus, deci minus 746 e minus 74. Asta aici. Este. Minusul lasă în fața din fracțiune. Da, dar eu nu l-am lăsat. Eu am scris deci minus 746 minus 74. Plus 74 atunci. E plus 74. Deci eu aici oricum am lăsat. Da. Deci aici, ca să nu greșim niciodată, să lasă minusul în fața din fracțiune. Deci exact cum te-am învățat eu, Mirna, vezi să nu mă mai cer. Da, nu te-am certat, eu așa am făcut și tu ai zis că nu, că nu-i corect, nu știu. Da, eu... Pe urmă, când ai spus corect, așa trebuie făcut, dar când ai influențat, ai lăsat tot minusul aici, este greșeala mare pe care păi o facă timpul. Eu am învățat-o acasă, și, dar eu am greșit acum acasă. Am înțeles, da. Se întâmplă ca să... Deci au fost... Și plus că niciun coleg nu le-a dat aceeași rezultat, să fie doi mâncare. Nu mai contează niciuna, că dacă lucrați corect și desfăceați corect toate alea și vedea că ați făcut corect, mari. Vă dădeam un punct din două punct jumate. Nu. Deci, rolul acestui e greșit, hai să vă spun. Nu a fost înmulțirea. Rolul e greșit, nu a fost să faceți calcule mulțiri și înmulțiri acolo. Rolul e greșit, a fost să faceți simplificările acestea.
Și să vadă dacă știți tot ce înseamnă pe acolo. Sigur că da, transformările. 3 la minus 2, iară da, dacă știți ce înseamnă. Da, da, da. Deci el a fost încărcat. Semnele. Trecem în revistă. Toată partea asta de început. Și un punct în doi, chiar dacă nu făceai înmulțirile. Dar o, sta 25 minute. Dacă suntem exigenți cu noi, spunem așa, nu, n-a fost dificil. N-a fost dificil, doar a fost de lucru mai mult. Nu, și de lucru. A fost la nivel mediu, dar cu observația că la fiecare moment fracțiile ireductibile. Ca să le duci la deci păstrăm, apropo de ce am spus mai devreme, Mihaela. Hai să punctăm aici. Acum scriu. Da, punctăm chestiunile astea și atunci spunem așa. Ce merită să reținem din chestia asta? Transformările din numere zecimale periodice și deci transformările din numere zecimale periodice simple, mixte în fracții ordinare. Asta urmăi tautul, nu? Deci în fracții ordinare. Da. Doi. Și asta tu ai făcut. Simplificările. Foarte important. Simplificările făcute fiecărei fracții până ajungem la fracții ireductibile. Deci ne batem. Bunar, dacă asta mi-ar fi dat cineva, dacă asta o obțineam cineva în calcul, eu nu mergeam niciun pas mai înainte. Deci dacă cumva prin calcul era la mijlocul exercițiului, așa în fracții, până nu mă asiguram că e ireductibil, nu mergeam mai departe. Adică 2, 3, 5, nu, 7 încercam. Păi da, dar am încercat prea mult și uitați că... Deci atenție, dar nu la un 2, 7, încerci pe una cu 7. Dacă se împarte la 7 una, o încerci pe cealaltă. Ai înțeles, Miro? Nu știam asta, dar dacă, acolo, pe urmă la 11. Vedeam grămadă de timp acolo, mă lăsă. Miruna, câștigul este imens de... decât s-au dus pe asta cu alte fracții. A, dar știu asta, asta... De asta am zis că mai bine abandona aici undeva, pe la 13. În afară de strategia aceea. Dar eu acum am umplut la ceea ce a însemnat lipsa ta de prezență în strategia abordării ghișițului ăsta. Deci n-ai avea voie să intri în panică, pentru că el curgea frumos, dacă respectăm ce a spus acum. Deci e vorba de transformările fracțiilor. Făcute fiecărui fracție până ajungem la fracții reductive. Foarte important asta, aici. Literă de lege. Da. Da. Apoi, operații cu numere în Q, adică semn algebră, plus, minus, acolo, să știi că are discrație, da. Operații cu numere în Q, ordinea efectuării operațiilor, adică facem înmulțiri și împărțiri și până la durere scădere, nu? Ordinea efectuării parantezilor. Iată că toate acestea au fost lucruri la îndemână. La îndemână. Cu observația că aici, sigur, a fost și doi. Autorul așa a gândit-o. Așa a trebuit să fost. Am afiind un profesor când a luat ești ăsta dintr-o carte. Nu a fost atent și a pus 63. Nu, e 63. Bun, am mers pe 63. Uh-huh. El 63 rămâne până mai târziu, când în final. Până la final, exact, când da. Vezi că timp curte. Dar la final aici, ia închipuiți că ați fost 62. Da, și atunci amplificam aici doar cu 2. Și aici cu 62. Da. Și existiu a făcut altfel. Nu se poate ca autorul acela să fi stricat. Existiu a gândit frumos peste tot. Să-l fi stricat aici, la început. Nu. Ideea cu 62 este 100%. Pentru că ar fi fost ce rezultat. Ce rezultat ar fi dat? Hai să vedem. Păi minus 19 plus 12? Minus 19 plus 12 și plus 62. Supra 62. Supra 62. Care face? Era minus 7. Minus 7 cu 62. 55. 55. 62. Supra 62. Altceva. Simplifica? Nu. 5 ori 11. Cu 11, nu. 11. Da, e regulă. Da, atât. E regulă. Îmi place așa. Da. Da. Arată mult mai fain. Corect. Arată mult mai fain. Subiectul numărul 2. Eu oricum, când am ajuns la foarte lungi, nu mai simplificat, eu renunțam undeva, da, da. Lăsam un pic și mă duceam la restul și reveneam pe final. Strategia
Asta ai fost. Ori ești atent cu punctele cheie care ți-am spus acum, acelea de a nu face un pas până când te asiguri de fracție reductibilă, chiar dacă ne văd simplificările aici la mulțire. Nu le-ai văzut. Ai mulțit și odată o fracție mare, bă, e reductibilă, adică le-am făcut eu pe toate care trebuit, prea dă numele mari. Spune Mihaela, că n-ai văzut, nu știu ce se prea de ușor. Da, n-am mai făcut-o pe aia. Așa, da. N-ai văzut-o pe aia. Da. Dar după ce ai mulțit, era un număr mare. N-am și mai, număr mare. Dar așa l-am lăsat. Păi da. Și zici că eram sub presiunea ca să mă duc pe să timp. Să te cadreze în timp. Da, și m-am dus la celelalte, le-am lăsat așa, am zis... Dar noi acum discutăm din prisma cei ce însemna câștigul imens. Când ești relaxat așa și n-ai niciun stres, nu te presiază nimic. Este imens dacă ai în mintea ta ideea asta. Nu vreau fracții reductibile. Corect. Fracții reductibile. Reductibile. Ci totul până la nivel de fracții reductibile. Clar, după aceea m-am dus pe mulțiri mai mari și am pierdut un pic de timp. Când credeai că tocmai câștigi timp, da, ai pierdut foarte mult. I-am abandonat, după 12 minute l-am abandonat, l-am lăsat pe ceas da, așa. Și m-am dus la celălalt, că le-am rezolvat pe toate și am revenit. Asta se în maxim 10 minute, în maxim 5, 7 dacă minute. Dacă te duceai pe ireductibile, da. De 7 și 10, da. De 7 și 10 minute, spunea perfect. Da, eu sunt de acord, domnul profesor. Fără nicio ezitare. Cu singura chestie, atenția mare la nu vreau după mine fracții reductibile. Nu vreau. Da, corect. Până la limita maximă. Pentru că timpul este corect. Următoarele au fost foarte ușoare, după mine. Să te rezolve ecuațiile. Asta din astea de care îi plac ancăi. Da. Cum sunt anca? 3x minus 5 supra 2, domn profesor. Așa. Șterg eu, da, scrieți da, exercițiul și șterg eu. Am înțeles. Cum? 3x minus 5 supra 2. Minus 5 totul pe 2, nu? Da. Minus 5x plus 1 supra 4, totul supra 4. 5x plus 1? Da. Supra 4. Plus 1 singur, plus 1, egal cu 2x plus 6 supra 8, minus x minus 4 supra 2. Hai, Mirul meu, faci tu, Anca, să cine vrea tu. Anca, mă conduce. Aici în același numitor. Numitorul cât este 8. 8. Aici cum? 4, 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 4. Da. 6. Nu mă rog, nu vreau. E continuă tu în mine. Da. Zeam, da. 6x plus 6 de unde e, da. Cu 4 a zis, nu? Mm-hmm. Păi nu, numitor cu un 8, da? Da? Și atunci cu 4. Și atunci, ca să nu greșești încă, Anca, uite aici ce timpul ți-o șmecherei. Zici 4 pe lângă 3x minus 5. Și când ai pus paranteza asta, atunci când vei desface, nu vei greși semnul din mijloc. Știi? Nu te scot deodată, că risc să greșești. Și atunci zici 4 pe lângă toată asta, minus. 2 pe lângă 5x plus 1. Înțelegi? Da. Plus 8. Pe egal cu, aici n-am simplificat, n-am adus cu nimic, avea 8. 2x plus 6. Minus. 4 pe lângă x minus 4. O la tine, vă da. Și avem 12 x. 12 x. Minus 20. Da. Minus... Care e primul furaj? Plus 2 sau minus 2? Păi minusul ăsta 2 ori plus 1. Minus 2 ori plus 1 face minus 2 în care. Și ăsta e cu plus, să vă înțelege. Și plus, minus ori plus face minus. Deci minus 2 în care. Plus 8. Hai, mai repede. Da. Egal cu 2 plus 6. Da. Plus 16. Echivalent cu?
2x. Păi nu știu unde ești aici. Nu, pe acolo 2 plus 14. Minus 10. De ce minus 10? Cât ai minus 20, 20 cu minus 2 facem, minus 22. 22. Plus 8. 8 minus 60. Păi, 1600 minus 4. Minus, minus? Dar scădem de cel mai mare pe cel mai mic. Așa. Aici peste tot așa. Aici era minus 22. Da, plus 8. Plus 8. Și scădem din 22 pe 8. Punem minusul, că e cel mai puternic. Minus. Punem cel mai... Celul de mare. Și avem... scădem din 22. Pe 8. E bine 16. Din 22 că scăzi 8. Scade din 10 pe 8 și rămâne 2. Și 12 și cu 2 e 14. Cum să spui 16? Din 22 dacă scădem pe 8. Așa, 2x minus 14, egal cu? Egal cu 6x. De ce 6x? Deci 2x plus? 2x minus 4x. Deci 2x minus 4x. Se ia... Păi tot așa sunt dușmani. Din cel mai mare scade cel mai mic. Și dă semnul cel mai mare. Rămâne semnul minus. 2x. Minus 2, minus 2x. Poate să nu ceva decât. Dar dă un gol de treabă. Deci, la semnul algebră. Hai la adunare. Hai să facem o dată ordine. Pentru a câte oare spun. Când sunt prieteni, adică de fel, de aceeași fel, să adună și să dă semnul comun. Când sunt dușmani, se luptă. Se luptă. Și domnul la puternicul. Deci pui semnul ăla, e puternic? Da, cel mai mare. Și dai, scazi din cel mai mare. Asta înseamnă că se luptă. Din cel mai mare scazi pe cel mai mic și cât rezultă. La adunare, asta este. Scădere tot cu adunare. Iar la mulțire și la împărțire așa. Când sunt prieteni fac plus și când sunt dușmani fac minus. Simplu. Așa de simplu este, dar numai trebuie să faci și tu efortul, să ții o dată. Că altfel, repet, te vei duce din clasă în clasă, într-o panică continuă, copii de pe tablă, cum se întâmplă și acum, și nimic nu știi. Vine teză, vine lucrări, vine tot și nu știi nimic. Pare rău, da. Părinții au dreptate. Nu se justifică venirea aici, dacă nimic nu se prinde. Au dreptate. Dar, pentru mine, doar rămâne să insist foarte tare. Deci minus 2x, mai departe. Și acum, 6 și cu 16 sunt dușmani sau prieteni? Prieteni. Prieteni. Și adunăm? Da. Și face cât? 22. Echivalent cu? Trecem x și cu calculat. Deci vine 2x și cu 2x face 4x, o dată, da? 4x egal cu 14 minus... Plus 22. Lăsăm pe el la casă. A. 22 a rămas la el, în dreapta. 14 plus 22. Echivalent cu 4x. 4x egal cu 36. Da. Și x egal cu? Egal cu 4 pe 36 pe 4. Adică? Adică 9. 9. Când ești? Altul. Radical din. Mai dau eu unul. Mai dau încă unul, să mai facem. Deci, fii atentă. Minus 7x plus 3 totul supra 6 minus 2x plus minusul 2x minusul supra 18 minus
2 egal cu minus 3x plus 1 totul supra 10 minus 4 minus 2x supra 5. 4 minus 2 supra 5. Care numitor? E un numitor, cum zice, da? Care numitor? Trebuie să rezolvi și după asta. Da? Deci, hai să vedem că e frumos în chestia care nu gândit la tine. Care e următor? Putem face, la, dacă ne prindem, scriem sub 6, 2 ori 3. Așa. Sub 8 putem să scriem. Dar luăm deoparte, mă. Da, da, da. Luăm deoparte, 6 egal cu 2 ori 3. 3. 18 egal cu 2 ori 3 la a doua. Da. 10 egal cu 2 ori 5 și 5 egal cu 5. 5 egal cu 5. Și cel mai mare numitor comun va fi 2 ori 3 la 2 ori 5. Cel mai mare. Adică 90. Cel mai mic multiplu comun este 90. 2 ori 3 la 2 ori 5. Adică 2 ori 5, 10 ori 9, 90. Și la 6. Pe prima amplificăm cu... Pui degetul pe 2 și 3, cât 6 2 ori 3, rămâne un 3 ori 5, 15. Ca să nu mulțește. Deci prima cu 15. Pe a doua. Cu 5. Că e... Ia să vedem. Da, 8 ori 5, 40. O pic, hai să mai urmărim. 18 cu 5 este egal. Cu 2 ori 3 la 2. Și-a rămas 5, vezi? Deci de ce să-l spunem cu 5? La 2 cu 90. 90. La 10 cu 9. 9. Și din coace? 18. 18. Și echivalent cu, te rog. Da, 15 pe lângă. Hai, 15 pe lângă. Minus 7x plus 3. Minus 5 pe lângă. Așa, 2x minus 1. Minus 1. Minus 180. Da. Egal cu? Egal cu 9 pe lângă. Minus 3x plus 1. Minus 18 pe lângă 4 minus 3. Echivalent cu? 15 ori 7. Minus 7. Da, ori minus 7. Semnul. Minus. Minus, dușmani. 5 ori 7, 35. Hai, hai, repede. 5 ori 7, ori 7 și cu? 35. X. 45 plus 40, da, 35. Da. Minus 10 x plus 5 plus 5 minus 80. Da. Egal cu? Egal cu 2, minus 27 x. Așa. Plus 1. Plus? Păi, 9 nu se mulțește și cu 1? Plus 9. Cât e? Plus 9. De ce ai zis 1? 67 de 24. Păi, dar nu, aici e cum ai mulțit? 5 pe 3. Cu toate. Dar cu toți termenile, poți fi 10 termeni acolo. Asta înseamnă distributivitatea. Deci plus 9. Da. Minus. 72. Da, minus 72. Minus
36 X. Interesează semnul? Minus. Minus, cum ai făcut? Păi... Minus ori minus? La mulțire. Când sunt prieteni, la mulțire, fac plus. La adunare. La adunare și rămâne semnul comun. Când sunt prieteni, la mulțire, fac plus. Și când sunt dușmani, fac minus. Deci aici sunt prieteni, fac plus. X plus 36 X. Pe ce valent cum? Hai deodată să mai lucrăm până trecem. Minus 105X minus 10X. Cât? Sunt prieteni, atenție! 500, da. Și semnul e... Hai zi, la întâmplare. Că zici la întâmplare doar. La prezneală. La adunare suntem și sunt prieteni. La adunare când sunt prieteni? Minus. Dacă ai fi mulțire, cât ai fost la mulțire? Că sunt prieteni. Plus. Plus, măi, da. Am uitat atâta de greu. Repetăm încă o dată. Adunare. Adunare. Prieteni. Dușmani. La prieteni. Să dă semnul comun. Dacă am doi cu plus, plus. Dacă am doi cu minus, minus. Dar prieteni, se adună și se dă semnul lor comun. Comun. Dacă am doi cu plus, plus. Dacă am doi, se... Da? Dacă sunt dușmani. Se luptă. Da? Dacă sunt dușmani. Se... luptă. Adică scad din cel mai mare pe cel mai mic. Și se dă semnul lui puternic. Se dă semnul celui puternic. Asta e cu legea la adunare. Deci când sunt prieteni, se adună și semnul comun, dușmani se luptă. Adică scad din cel mai mare și cel mai mic, se dă semnul cel mai mare, învingătorului. Se dă semnul învingătorului, ăla puternic. Înmulțire sau împărțire. Acolante. Prieteni. Plus dușmani. Minus. Dușmani, minus. Simplu, mă, cât și mare brânză. Învățăm așa, mecanică, astea două lucruri. Nimică plus. Hai, acum să ne întoarcem. Dacă mai te prind, că nu mai bărbe un pic, mă țip la cameră așa. Ies și țip în stradă. Zi-mi. Minus 95x. Cum ai făcut? Deci, minus 105x, minus 10x. Și cum sunt ei? Prieteni. Și la prieteni ce spune la adunare? Se adună, se dă semnul comun. Deci, minus 115x. Tu vrei să ieși în stradă. Te-ai hotărât. Bine. Minus 115x. 46 cu 5. 50. Și minus 180? Minus 130. Minus 130, ai și scris acolo, sunt dușmani. E cel mai mare, se luptă. Care e cel mai mare, se cel mai mare. Egal cu? Minus 27x plus 36x. Ce părere ai, cum se dă? Prieteni sau dușmani? Dușmani. Dușmani și atunci ce fac? Se luptă. Din cel mai mare, cel mai mic, se dă semnul cel mai mare. Deci plus ar trebui, dar nu mai știu să o că la început. Și minus 27, 9. 9x. Da? 9x. 9x.
9.072 minus 63 Gata. Echivalentul. Dăm ieși. Toți într-un membru, zi. Vorbește, mai că nu știu ce să scriu. Tu dictezi, eu scriu. Minus 115x. Minus 115x. Plus 9x. De ce plus 9x? Pentru că... El e cu plus. Și-o duci dincolo? Minus 9x. Minus 9x. Egal cu... 130 minus 63. Lasă un pic mai discutat. Dar dacă ducem pe 63, rămâne la locul lui. 63 rămâne la locul lui, da. Da. Și 130. Păi l-a lăsat cu minus, da. Cu el, cu semnul lui, de pe poziția lui. Păi a schimbat semnul. Aici. Da? Aici. Și vine gata acum. Minus 105 pe minus 9? Sunt piese. Da. Și îi adunăm și se dă semnul. Cum? Deci face cât? Minus 126x. Minus 124x egal cu? Egal cu 67. Egal cu 67. De unde x va fi egal cu? Egal cu 67 pe 124. Pe? Minus 64. 67 pe minus 124. E acum să vedem dacă s-ar simplifica pe ceva. Minusul ăsta îl putem pune în fața unei fracții. Deci putem scrie egal cu minus 67 pe 124. 67. Tu știi din la tabla mulțirii cât ori cât fac 67? Prin 3 nu se poate. Prin 3 nu se poate, prin 5 nu se poate, prin 7 nu se poate. Nu, că 7 e... Dar deci 67. Vă gândiți la un număr prim. Da, mă gândesc că e număr prim, dar ca să cercetez că e număr prim, 7, trebuie să încerc prin 7, dacă mă gândesc, 11, nu? 13, nu? Nu? Și gata. La revedere. Ne oprim aici. Deci, în final, el este un număr... Ireductibil. Da? Ireductibil. E fracție care îngheață așa. Facem observații prin exercițiile astea. Așa. Care, ce, din, eu mă încăpățenez să cred. Mă încăpățenez să cred că trebuie să înveți și tu. Ăstea, diagonarea. Asta e, mă, asta că... Din cauza asta nu faci nimic. Exact. Deci ține minte. Dar nu că nu faci nimic acum. Nu vei face nimic vreodată în matematică. Deci bagă-le la cap. Dacă nu, nu tragi și tu să memorezi la aceste două prieteni și dușmani... Diagonarea și amulțire? Da. E simplu. Rămâi tot timpul în bancă ca una care ești deja etichetată. Tu nu ai o chestie de mântâi în tine, așa? Să spui, nu vreau să scap de statutul ăsta de eleva care nu știe la matematică. Este, nu-i comod, nu-i confortabil. Ei, și asta trebuie să faci. Eu am spus-o, datorită prostiei aceste la învățământ, da? Datorită faptului că... Desenul algebră se învață de-abia în clasa a șasea, la sfârșit, ajungem în starea asta. Păi da. Aici se face ruptura. 80% din copii... Aici se învață. Pentru că ei, deodată se trezesc că sunt și de-aștia cu minus și cu plus, amețeala îi prinde și de acum nu înțeleg să-și fac ordine, că sunt atât de simple lucrurile de pus la punct. Și te trezești
că gata, ai scăpătat-o și nu mai ai nimic de comun. Matematica a fost greu, pentru tine nu are nicio șansă să te lipezi, să se lipezi din autonomia. Facem asta, te-am plăcut. Faci tu acasă mai mult ca întreabă și citește asta de 7-10 ori. E că și tu ăsta care l-a făcut, ăstea două care le-a făcut în camăt, acum împreună, eu le-aș lua, fără să mă uit, le lucrez singură, atent ce spun, le lucrez singură și vreau să ajung eu singur la rezultat. Când am ajutat, mă uit, de ce nu? A, am greșit aici. De ce? Hai, stau de greșit. Da. Ce putem observa. Și observații, da. Activați internetul. Atenție mult. Ca să nu greșim vreo clipă, după ce amplifică, nu, găsirea numitorului comun. Da? Găsirea numitorului cel mai mic multiplu comun. Găsirea cel mai mic multiplu comun. A, două sau mai multe, au două sau mai multor numere. Ați luat o galerie. Deci găsirea cel mai mic multiplu comun. Pe WhatsApp, da, a, două sau mai multor numere. Găsirea cel mai mic multiplu comun a două sau mai multor numere. Cum? Descompunem un factor, nu știu ce, nu știu cum, un factor prim comun. Asta trebuie știut, da? La clasa a cincea, sigur că da. Acum, o altă observație. Ca să amplificăm cât mai repede. Da. Deci ca să amplificăm cât mai repede, ideea asta, să nu mulțim neapărat numărul ca să ne dă 90 și pe urmă să împărțim la fiecare din ei. Și ne uităm 6 din 5 se compune, 2 ori 3. Da? Ce scriu acum? Spunem așa. Pentru a amplifica fiecare fracție, pentru a amplifica fiecare fracție, privim la cine privim? La cel mai mic multiplu comun scris ca un produs de factori la diverse puteri,